A, bună dimineața, bine ne-am găsit la o nouă ediție emisiunii Lux for Life. Sunt multe lucruri interesante pe care vrem să le discutăm în această dimineață. Reamintesc, în primul rând, rezultatele de aseară din Champions League. S-a reluat această competiție. Le-ați putut urmări la Lux Sport și Lux Sport Plus cele două partide din optimile Champions League. Paris Saint-Germain a făcut instrucție pur și simplu cu Barcelona 4-1, iar la Budapesta Liverpool s-a impus după pauză cu 2-0. Sunt alte două partide interesante în această seară. Porto-Juventus, un meci interesant, Cristiano Ronaldo pare favorit în a înscrie împotriva portughezilor, și o altă partidă interesantă se va disputa la Sevilla, un meci între FC Sevilla și Borussia Dortmund. Tot aseară am aflat și un alt rezultat din Liga 1, o restanță între FC Argeș și Sepsi, 1-1, și astăzi este ziua tehnicianului care tocmai s-a despărțit de Al Hilal. Răzvan Lucescu împlinește vârsta de 52 de ani, îi spunem și noi cu această ocazie la mulți ani și să revină cât mai repede în fotbalul românesc, de ce nu, dar în principal să revină pe banca unei echipe. Reamintesc, din păcate, și vestea zilei de ieri la tenis. Simona Halep a pierdut din nou împotriva Serenei Williams, 6-3, 6-3, și a părăsit astfel în sferturi competiția. Alături de mine în această dimineață am plăcerea de a-l avea pe Marius Nicolae, managerul sportiv al clubului Dinamo. Bună dimineața! Bună dimineața! Întotdeauna Dinamo este un subiect de discuții, mai ales după ultimele evenimente. Marius, par lucruri bune făcute de voi, cei care ați preluat echipa, cu ajutorul suporterilor, pentru că tot timpul se vorbește despre implicarea lor. Rezultatele n-au întârziat să apară, se pare în același timp că există și o anumită liniște. Și cum banii aduc liniște, rezultatele aduc liniște, sunt împreună, știi, totul duce către o performanță, însă mai sunt multe lucruri de așezat la Dinamo. Da, cred că rezultatele aduc și mai multă liniște decât banii, că până la urmă urmei rezultatele atrag și bani, mai devreme sau mai târziu. Da, ai adus vorba de suporte și să știi că datorită lor și datorită acestui program incredibil, DDB, doar din nou București și echipa DDB, aici fiind cuprinși și toți cei care sunt membri cotizanți, dar până la urmă urmei toți cei care sunt suporteri ai acestui club mare, și atunci numai datorită lor lucrurile sunt spre bine și de la zi la zi să fac eforturi uriașe și chiar se mai liniștesc lucrurile și la noi. Da, ce să zic, și sportiv, în ultimele meciuri, chiar dacă nu au fost rezultatele așteptate, dar cel puțin la nivel de joc am arătat bine, am arătat dăruire, am arătat un joc consistent. Da, și să sperăm că în etapele următoare, pentru că mai sunt 7 etape, o să reușim să aducem cât mai multe puncte și la finalul campionatului regulat o să vedem unde ne situăm, pentru că foarte multă lume discută despre play-off, dar obiectivul lui Dinamo nu este play-off-ul în momentul de față, mai ales că poate a fost obiectivul lui Dinamo la începutul acestui campionat, când au venit, nu, așa zis, investitorii spanioli și se discuta de acele bugete incredibile pentru România, numai de milioane și poate zeci de milioane de euro, și atunci, da, normal că toată lumea era îndreptățită să creadă și să-și propună ca obiectiv play-off-ul. Dar momentul de față, mai ales din toamnă până acum, la cum au arătat lucrurile, e foarte greu să te gândești că obiectivul este play-off-ul. Nu, obiectivul este să arăți un joc bun, un joc consistent, să fie plăcut pentru public și atunci să încerci să adun cât mai multe puncte. Da, ne dorim, că ai adus aminte și de public, ne dorim să avem parte și sunt sigur că lucrul acesta ar fi contat și mai mult pentru acești băieți, clar, în principiu, clar, pentru cei care simt lucruri pentru Dinamo. Și vreau să te întreb, se observă o diferență în atitudinea jucătorilor străini în comparație cu cei români atunci când îmbracă tricoul lui Dinamo? Simți lucrul ăsta? Pentru că toată lumea spune, străinii vin pentru contracte bune și aminteam, au fost contracte extraordinar de bune pentru fotbaliștii, da, pe, da, care i-a avut Dinamo la început de sezon, în comparație cu, nu știu, Stelianu Filip, îți dau un exemplu, este ultimul dinamovist revenit în haită,
și nu știu cât de mult a contat pentru el, în primul rând, aspectul financiar, ci faptul că își dorește și l-am apreciat, îți spun sincer, își dorește să ajute la redresarea acestei echipe. Și ați avut probleme. Mi-ai spus de Camara, da? Care a mers la Universitatea Craiova, vorbeam noi înainte emisiunii. Jucători pe care nu i-a interesat situația lui Dinamo, au plecat și au depus memorii, au lăsat după ei potopul, știi? La nivel declarativ sună bine așa când spui mi-a plăcut Dinamo, iubesc Dinamo, mulțumesc fanilor, dar atunci când a fost nevoie să-ți arăți cu adevărat afecțiunea față de club, procentul este foarte mic a celor care chiar au arătat că vor să ajute Dinamo. Gen Camara, exact. Camara ne-am dorit să rămână la Dinamo. Am discutat și eu personal cu el. I s-a făcut o propunere financiară foarte bună pentru a rămâne la Dinamo. Numai că, bineînțeles, trebuia să renunțe și el la o parte din bani, pentru că, până la urmă, ca să salvezi clubul, e nevoie de înțelegere din partea tuturor. Numai că, pur și simplu, chiar nu l-a interesat. Eu vă spun clar că nu l-a interesat. Nu văd o diferență. În momentul de față, toți cei care au rămas în lotul echipei Dinamo sunt băieți de foarte mare caracter și au dat dovadă de înțelegere față de club. Nu există o diferență între jucători români sau jucători străini, mai ales că și jucătorii străini care au venit, sau transferurile noi, cum l-ai menționat și pe Steliano, ultimele transferuri făcute în acest mercato de iarnă, sunt jucători care au venit în niște condiții salariale foarte, foarte mici și foarte bune pentru club, tocmai pentru că au înțeles situația în care se află un club așa de mare ca Dinamo și vor să pună umărul la salvarea acestui club de la faliment, până la urmă. Ați fost sau ai fost tu, pentru că Nepomuceno, dacă nu greșesc, este un jucător pe care tu îl cunoști încă din perioada Petrolu. Da. Și ați fost arătați cu degetul, sau tu, da? Pentru că sunt sigur că tu ai propus varianta revenirii în România lui, pentru faptul că l-ai adus din Liga 5-a din Anglia. Din Liga 5-a din Anglia. Tocmai pentru că am ținut legătura cu el în toți anii ăștia și pentru că am urmărit evoluția lui și el n-a fost în Liga 5-a pentru că își dorea să ajungă în Liga 5-a, el a fost prima oară în Ligue 1, care oricum este o ligă puternică. Și mai apoi, regulamentul din Anglia permițind acest lucru, poți la câteva săptămâni, la câteva luni să te miști dintr-o ligă în alta și mi-a spus-o clar și am apreciat chestia asta, mi-a spus decât să stau 6 luni acasă sau poate un an pe bară cu mare egal jucători, am preferat să joc în Liga 4, am preferat să joc în Liga 5, să am meciuri în picioare, să am un anumit nivel de pregătire și asta chiar a contat și în decizia finală luată împreună cu staful tehnic și cu Ionel Cugane, pentru că am zis mai bine aducem jucători undeva la 80% pregătiți decât să aducem pe cineva care poate nu mai joacă de 6 luni sau de 7 luni, plus că avea avantajul campionatului, cunoștea era campionat. Adaptat la ceea era ce înseamnă adaptat. România foarte multă lume iarăși se grăbește foarte mult să-l judece pe Jonathan, pe Morsai, venit de la Chievo Verona. Da, l-am văzut, sincer l-am văzut. Cred că sunt, nu, acesta este meciul. Nu este așa de simplu să vii jucător tânăr să vii într-o țară străină, mai ales că nu a fost ușor nici să-l convingem să vină, nu din cauza aspectului financiar, din cauza ceea ce înseamnă România. Dar mi-l-am împrumutat. Este împrumutat de la Chievo. Există o înțelegere între voi și cei de la Chievo în privința salariului. Ideea e că abia a venit, are 10 zile de antrenament cu echipa, poate nici măcar atât legate. Ok, a avut 3 ratări importante, atât cu FCSB cât și cu Șepsi, dar este important că ajunge acolo cu atât de mare ușurință și noi avem foarte mare încredere în el și va fi o surpriză plăcută. Ca un transfer să confirme, sunt foarte mulți factori, eu am mai spus, sunt foarte mulți factori implicați și atunci nu înseamnă că dacă am adus un jucător și am văzut calitate la el, gata, va confirma 100%. E nevoie de răbdare, e nevoie de puțin timp. Inclusiv între ei, între băieți, să-și cunoască mișcările, să înțeleagă și ei ceea ce se vrea de la ei ca staff tehnic. E nevoie de răbdare. Noi suntem mulțumiți de transferurile făcute. Nu am făcut foarte multe transferuri pentru că... Mai există varianta să mai aduceți mai jucători? Am tot încercat de la începutul lunii ianuarie să aducă un atacant, dar este foarte greu. Adică ce atacant poți să aduci în momentul de față să fie la un nivel fizic bun, n-ai cum să fie optim, dar la un nivel bun, cu cifre bune, ne lovim în România și de problema locurilor de jucători extracomunitari și mai ales la Dinamo în momentul de față, adică tu ești foarte îngrădit de mult mai multe chestii și atunci dacă le iei pe toate în calcul, îți rămân foarte puține opțiuni.
să aduci un jucător acum pregătit. Nu ai. Ați fost aproape să semnați cu cineva? Din foarte aproape am fost. Un jucător pe care ni l-am dorit foarte mult a fost Iazal de Pinto. Cel care a fost la Astra, la Hermannstadt, la Gazmetan. Deci l-ați rupt pe Iazal. L-am văzut foarte mult pe Iazal. La fel, pentru că cunoștea foarte bine campionatul, pentru că e un jucător care a marcat pe unde a fost și la Media, și la Astra, și la Hermannstadt. Și atunci era un jucător care avea foarte multe aturi de partea lui. Numai că din cauza problemelor financiare nu a fost în toată România. Da, probabil a trăit momentele astea și la Hermannstadt. Așa este, nu? Așa este. Și s-au și jucătorii strâns Astra... și la Astra și te saturi puțin de situația asta. Deși banii mai devreme sau mai târziu vin în cont, jucătorii străini, și-mi confirm probabil lucrul acesta, nu se sacrifică să plece de acasă, să-și lase familia, unii dintre ei sunt singuri, da, și să accepte o astfel de situație. Adică dacă vin într-o țară și plec departe de casă și stau mai mult la telefon cu familia, vreau să am un scop atins, adică da, banii pe care i-am în contract să-i primesc și să-i primesc la măcar atât, măcar atât. Și atunci, dacă pentru sport... că el nici acum nu cred că are contract. Nu știu, nu sunt sigur, dar... Înțeleg că avea din vară tot a avut oferte, inclusiv de la Astra Giurgiu și de la Hermannstadt, să continue România. Ultima oară a semnat în Liga a doua din Arabia Saudită. E o chestie de acum 10 zile. Nu știu dacă chiar s-a întors din Arabia Saudită din Liga a doua și pe acolo alte probleme mari. S-a schimbat antrenorul portughez care l-a dusese, s-a schimbat directorul sportiv care îl transferase și cumva cred că a semnat, dar deja și-a reziliat. Da, vezi, e o problemă pe care nu doar noi o... Cred că era genul de jucător, de atacant care ne-ar fi putut ajuta. Mai dă-i un telefon acum. Păi știi cum e, mai e încă un lucru. Și pe de-o parte înțelegem pe jucători, pe de altă parte, indiferent de situație, prefer să stai acasă și să-ți fie greu sau să-ți fie mai greu în vară să... Asta este un lucru pe care l-am atins și îl discutam chiar cu foști colegi de-ai lui, bun prieten de-ai lui din România, pe care am avut la Petrolul, colonia portugheză, o să numesc așa, începând de la Filipe Teixeira, Pessania, Geraldo și așa mai departe, care au vorbit cu el. Și ăsta era punctul meu de vedere ca manager sportiv. Prefer să rămâi acasă, ultimul tău meu jucat în august la Hermannstadt, și să nu ai niciun meci oficial până la vară, sau să vii la Dinamo în condițiile în care sunt, să îmbraci tricoul lui Dinamo. Este Dinamo totuși. Și este Dinamo și sunt suporterii Dinamo care te vor adopta imediat și fiind un jucător cu foarte mare dăruire, că prin asta oricum s-a evidențiat foarte mult. E un jucător care muncește foarte mult și se luptă foarte mult și atunci, sigur, suporterii lui Dinamo ar fi apreciat foarte mult această calitate la el. A spus, sunt foarte multe avantaje la Dinamo. Zic, nu privind mai partea financiară, unde și acolo DDB-ul face eforturi foarte mari și suporterii și acolo, eu ți-o spun că nu ar fi probleme chiar atât adică de mari. Oricum stai acasă, cheltuiești din bani. Ai o activitate, da, și poate... Cred că e o chestie psihologică mai mult la el. Nu poate să treacă de o anumită bariere, exact cum ai spus tu, probleme pe care le-a avut la Giurgiu, probleme pe care le-a avut la Media și la Hermannstadt și atunci nu a reușit să le depășească. Poate exact cum ai spus-o și tu... Putem să avem o surpriză plăcută și poate o să-l vedem îmbrăcând tricoul lui Dinamo până la sfârșitul acestui sezon. Poate după discuția asta o să dăm un telefon. Mai încercăm. Nemeț, din de Nemeț, cum este? Adam, slavă lui Dumnezeu, nu este o ruptură foarte, foarte gravă, dar este nici o întindere. Este o microleziune fibrilară, undeva între 2 și 3 săptămâni. Sperăm să-l avem alături de grup și să-l vedem iarăși în teren. E clar că suferim fără el acolo, pentru că nu vorbim numai de compartimentul ofensiv, cât vorbim și de compartimentul defensiv, așa cum îl vedeți în timpul unui meci, pe lângă derârea și, nu știu, efortul pe care îl depune, el este foarte util și pe fază defensivă. Și atunci o să ne lipsească foarte mult, dar, din păcate, ăsta este fotbalul, accidentările apar, nu ai cum să le eviți. Se joacă și în această perioadă foarte dificilă, ai văzut și în această dimineață ce temperaturi avem și la ora jocului, nu mai zic, la ora jocului cu șepsii au fost resimțite minus 9 grade. Deci minus 9 grade. Chiar nu era o ironie, nu era nici măcar o glumă, discutam chiar și cu băieții, balonul de joc, mingea oficială și-a schimbat proprietățile. Deci nu mai era elastică, era ca un carton și chiar am spus-o la un moment dat, ce să facem?
să încălzim mingea cu Bengay înainte de meci, că acolo s-a ajuns. Pentru că discutăm numai despre suprafața de joc. Dar nu e numai suprafața de joc cea care este, să zic, implicată în desfășurarea unui eveniment. Te ascult. Te rețin 2-3 minute pentru o pauză publicitară și revenim, pentru că vreau să-mi spui după pauză dacă ați ajuns la un consens cu Adam Nemeț în privința contractului. Da, am revenit la Lux Sport Live. Vorbeam despre situația de la Dinamo, despre un transfer interesant pe care am fi putut să-l vedem. Spun eu, nu sunt încă lucrurile încheiate, se mai mișcă lucrurile pe piața din România. Marius Nicolae alături de mine, managerul lui Dinamo. Te întrebam de Adam de Nemeț, pentru că am tot văzut, datorită celor de la DDB, că jucătorii au semnat contracte noi, s-au mai șlefuit, să spun așa, părțile contractuale din punct de vedere financiar și totul în ceea ce se dorește în redresarea acestei echipe. Adam Nemeț este, cred că, printre puțini jucători cu care n-ați reușit până în momentul de față să semnați un nou contract. Da, tocmai pentru că Adam și-a expus bine punctul de vedere, până la urmă, ormei, legat de vârsta pe care o are, legat de cariera lui, gândindu-se că poate ultimul său tricou ca jucător profesionist va fi la Dinamo. Și atunci, tocmai de asta, lucrurile au întârziat până acum. Suntem în negocierii strânse cu reprezentanții lui și cu avocatul lui și sperăm ca într-un timp cât mai scurt să ajungem și cu el la un acord. Pentru că este un jucător pe care ne bazăm și pe care îl dorim așa să-l avem liniștit. E o diferență considerabilă între contractul pe care îl are acum și contractul pe care l-ați oferit? Nu aș spune că este neapărat o diferență foarte mare. Ideea este că noi vrem să lucrăm foarte mult pe lunile astea până la vară. Adică noi trebuie să salvăm situația până la vară. Pe moment. Pentru că venind acești spanioli, investitori spanioli, ei au făcut foarte multe datorii și au pur și simplu au aruncat, dacă îmi permiți, bugetul în aer. Atunci tu trebuie acum să vii ca un pompier, până la urmă, ca un om de la smurg, să încerci acolo unde poți să stingi incendiul. Și ce poate să facă DDB-ul, ce poate să facă suporterii, că nici ei nu mai știu pe unde. Se fac eforturi uriașe, dar în fiecare zi, mai ales un club de fotbal, închide foarte mulți bani zilnic. Organizarea echipei de zi cu zi, deplasările echipei, activitatea centrului de copii și juniori, și atunci asta încercăm. Pe momentul, următoarele luni, să aici lucrăm cu jucătorii și aici au fost discuțiile. Câți bani au adus cei de la DDB până acum? Nu aș ști exact să spun, dar știu că este peste 1 milion de euro. Deci peste 1 milion de euro? Da, o sumă extraordinară. În cât timp? Hai să ne gândim în cât timp. Cred că un an de zile, dacă nu mai puțin. Eu văd ce se întâmplă și mie mi se pare ceva extraordinar și nu pot să fiu decât mândru că fac parte din acest proiect, pentru că poate mulți erau sceptici, poate mulți, și dar acum mă sună oameni din străinătate și văd oameni de fotbal, chiar Nepomuceanu, că l-am intrat mai devreme, a discutat cu Gus Hiddink și Gus Hiddink o să fie în martie, o să-și facă cardul de membru. Gus Hiddink. Da, pentru că el este antrenorul național de Curaçao, unde Nepomuceanu este un jucător important. Și în momentul în care a semnat cu Dinamo, bineînțeles că Gus Hiddink l-a felicitat și a spus: e un cu foarte mare, foarte bine că ai făcut acest pas. Și chiar discutau de chestia asta cu membru de DB și a zis că o să susțină un astfel de proiect, pentru că și lui Gus Hiddink se pare impresionant ceea ce se întâmplă. Și vă spun că inclusiv Patrick Kluivert o să fie unul dintre cei, pentru că este și el este fost selecționer al Naționalei Curaçaoului și este cel care l-a adus pe Nepomuceanu în Liguan, în Anglia, la Oldham Athletic, și au o relație foarte bună și chiar vorbeau de ceea ce înseamnă Dinamo și ceea ce înseamnă programul DDB. De asta zic, adică și oameni de fotbal importanți din străinătate au aflat de ceea ce fac suporterii și mulți vor să se alăture, așa, cel puțin la nivel de membru sau cu un sfat sau cu... E incredibil. Am putea să-i vedem în România pe unul dintre cei doi sau poate pe amândoi o invitație atunci? Eu am discutat deja chestia asta, numai că pandemia asta, exact, cumva a blocat totul.
se puteau face lucruri foarte frumoase, mai ales la un club atât de mare cum este Dinamo, dar cine știe, poate odată cu venirea primăverii, aici la tine în studio s-ar putea să ai pe unul din ei invitat. Cu tot dragul, îți dai seama, ar fi o mare pentru noi să-i avem în acest studio. Vorbeam de Adam Nemeț, mai sunt jucători care nu sunt... În principiu... Paul Anton... Eu și cu Paul, lucrurile merg ok, adică el are contract cu Dinamo, Dejan Sorescu are contract cu Dinamo, adică mă refer inclusiv din vară, este jucătorul lui Dinamo. Contracte? Nu, dar mă refer și la contractele astea șlefuite, să spun. Da, și cu ei s-a discutat, s-a șlefuit și la ei, numai că tu ca să poți să ai totuși o oricare liniște financiară, e nevoie de și mai multă înțelegere din partea tuturor, din partea lor. Problema cea mai mare este momentul de față la jucătorii care au plecat. Aici mă refer la cei spanioli. Contractele erau... Contractele erau contracte că... care aruncau în aer bugetul a 5 echipe din Liga I. Contracte de sute de mii de euro, contracte de zeci de mii de euro net, fără să mai punem taxele pe lună, și atunci ei au plecat. Apropo de ce vorbeam, puțini au dat dovadă de înțelegere. Cine a fost înțelegător, să spun așa? Nu știu, înțelegă cu Thomas, cu Mejías, s-a ajuns la un acord și a dat dovadă de înțelegere. În rest, sunt discuții. Restul toții vor să-și ia toți bani. Da, sunt discuții care se poartă cu fiecare în parte și să vedem. Să sperăm că la un moment dat, în termen cât mai scurt, vor înțelege că de fapt aici este Dinamo, este ceva mai cu bine România. Nu este vina lui Dinamo, nu este vina suporterilor, nu este vina nimănui, că cineva a venit și cum se spune, din stilou așa, din încheietura stiloului, ca să zic așa, a semnat niște contracte pe care nu și le-a asumat, dar a făcut un rău foarte mare unui club. Alături de jucători și am văzut că s-a subliniat și suporterii au trimis comunicate vis-a-vis de Cosmin Contra. Tu-l cunoști foarte bine, ați lucrat la Petrolul, sunteți prieteni, nu l-ai mai găsit la Dinamo prin prisma situației și cu el a fost aceeași discuție. Da, dintre toți, Cosmin se va găsi... o înțelegere cu siguranță. Adică el a fost mereu în contact și cu cei din DDB și cu... am discutat și o legat de acest aspect. Nu cred că problema o să fie la Cosmin Contra. Cosmin Contra iubește foarte mult Dinamo și atunci el înțelege foarte mult și situația din acest moment. La el este o dezamăgire foarte mare pentru că a fost implicat în acest... proiect și a crezut foarte mult în acest spaniol. El trăind de foarte mulți ani, de peste 15 ani în Spania, cumva dezamăgirea este cu atât mai mare. Nu s-a așteptat niciodată. Eu confirm acest lucru și nu uit momentul în care ne-am revăzut, vorbesc de Cosmin Contra, la meciul de la Ploiești, cred că sunt imagini de la primul... Nu. Ba da, aici, la meciul dintre Chindia, Târgoviște și Dinamo, și l-am întrebat personal. Zic, toată lumea are un semn de întrebare în privința acestui proiect. E sigur că e un pas făcut corect și mi-a spus, dacă nu aș fi avut garanția că lucrurile sunt cât se poate de profesionist făcute, nu aș fi venit. Și uite cât de ușor s-a făcut ce. Da, eu știu discuțiile din vară și îl sunau zi de zi, zi de zi îl sunau. El nu se cunoștea cu niciun din ei decât cu acest Melero, care niciodată nu și-a făcut simțită prezența fizică în România. În rest nu se știa cu nimeni. Îl sunau zi de zi, discutau de proiecte. Cosmin, o să vezi, noi am încercat să cumpărăm Almeria, o să vezi, vorbim de milioane de euro. Deci Cosmin n-a vrut să audă la început deloc de aceste lucruri, numai că i-au prezentat un proiect și cumva l-au efectuat așa, o picătură chinezească ca tratament asupra lui. Îl sunau zilnic, Cosmin, o să vezi, Cosmin, o să vezi. Și tocmai de asta dezamăgirea lui a fost cu atât mai mare, cu cât a crezut în acest proiect foarte mult. Era încrezător pentru că a zis, da, la banii care se vehiculează, o să putem să ne luptăm pentru campionat, o să putem să ne luptăm să intrăm în grupele Europa League, poate la un moment dat Champions League, nu așa, visul suprem al lui Dinamo.
Vreau să-ți mărturisesc legat de această poveste că am fost noaptea în care Pablo Cortacero a venit în România, a susținut acea conferință de presă, a fost la aeroport în rolul de reporter și eu am luat apărarea, zic, ok, a venit omul cu low cost, Wizard, n-a avut altă direcție. Da. Era un aspect care făcea parte din toată această poveste și încă din acest moment trebuia să te gândești că dacă merge cu 200 de euro pentru toată familia până la București, înseamnă că e mai complicat să plătești, că la nivelul acesta la care tu oferi contracte de 20-30 de mii de euro, un avion privat putea să aterizeze foarte ușor. Clar, clar, la investițiile teoretice pe care urma să le facă și la cum a ridicat plafonul salarial, e clar că te așteptai la așa ceva, te așteptai la o altă conferință de presă. Nu-ți mai spun că zici că eram în fața blocului. Deci cu plasa ruptă, toată lumea își amintește cu plasa ruptă, cu discursul până la urmă, ne-am întors cumva în vremea comunismului până la urmă, discutam niște chestii pe care nici domnul Cortacero probabil nu le știa și le-a copiat de pe undeva de pe Google, pentru că cu siguranță despre ce discuta acolo nu era vorba despre un club profesionist. Și atunci, din păcate, s-a ajuns aici, într-un timp atât de scurt, numai că a lăsat răni foarte adânci. Adică asta este, de fapt, acum suporterii și echipa de DDB încearcă să, v-am spus, să facă eforturi incredibile să poți să redresezi o situație creată într-un timp atât de scurt. Da, e foarte greu și sunt foarte multe lucruri de pus la foarte punct. Multe, foarte multe. Zi-mi un pic și de stadion, te rog. Nu am ce să spun foarte mult despre stadion. Eu cred că e greu să discuți acum despre un stadion și nu cred că va fi gata mai devreme de următorii 3-4 ani de zile. Gândește ce înseamnă 3-4 ani de zile în viața unui om, în viața unui club. Chiar discutam cu foarte multă lume, gândește-te câte generații, nu câte generații, câți copii își pierd cumva bucata asta a vieții lor, unde și-ar fi dorit să meargă cu tatăl lor sau cu familia de mână pe un stadion nou. Nu? Să mergi, să poți să cumperi un produs oficial al clubului, să poți să, nu știu, să te bucuri acolo de servicii de catering, nu? Cum sunt, cum găsești în străinătate. Dacă tu în următorii 3-4 ani de zile, e clar că nu vei avea acest stadion, copiii vor crește mari, poate bunicii nu vor mai fi printre noi. Și atunci e foarte trist, e foarte trist. Eu am lucrat, am fost binecuvântat așa de Dumnezeu să lucrez pe un stadion nou, cum este cel de la Cluj Arena, cel de la Ploiești, și știu cât de mult înseamnă să ai un stadion nou și să-ți desfășori activitatea ca director sportiv, ca manager, ca jucător pe un stadion nou. Este o emulație, este o plăcere să vii la stadion, suporterii sunt foarte fericiți, sunt mai relaxați. Și atunci, un club atât de mare ca Dinamo, dacă ar avea stadion, ar ajuta extrem de mult. Atât evoluția echipei, cât și tot ceea ce înseamnă brandul Dinamo. Ați avut două meciuri cu FCSB-ul. Un meci în campionat, până la 0-3 și v-ați luat revanșa în cupă. Și lumea s-a întrebat de ce, e adevărat, la momentul respectiv alegeați, sau Dinamo alegea Arena Națională, pentru suporter, pentru o coreografie minunată, pentru atmosferă. Acum nu mai aveai decorul acesta. Era un meci pe care oricum îl simțeai sub forma unui meci amical. Însă se aștepta lumea să mergeți pe un gazon mai bun decât cel de pe Dinamo, să fie un meci poate mai plăcut din punctul ăsta de vedere și să mergeți, să plătiți închirierea Arenei Naționale. V-ați gândit? A fost, să spun, o strategie? Ați preferat să jucați la Dinamo pentru că jucătorii se simt mai bine? Era și un avantaj, poate, în fața unei echipe așa cum este FCSB-ul, cu un plus, poate, din punct de vedere al jucătorilor? Nu a fost neapărat o strategie, dar având în vedere și costurile ca să închirieze Arena Națională, am avut o discuție cu DDB, cu conducerea clubului, cu domnul Eftimescu, cu staful tehnic și chiar și cu o parte din băieți, și având în vedere că nu joci cu spectatori, mai bine rămâi la tine în groapă, unde la nivel sentimental, nu, și la nivel emoțional, nu, te simți mult și te încarci mult mai bine, și atunci de asta s-a luat decizia să rămânem în Ștefan cel Mare. E clar că dacă s-ar fi jucat cu spectatori, erau datele probleme și ai nevoie de... Chiar ne gândeam
dacă ne va ajuta Dumnezeu să ajungem să jucăm finala cupei. Să sperăm că până atunci se va schimba și situația suporterilor și accesului pe stadion. Pentru că nu este, asta e o problemă și multe alte persoane din fotbal și voi ați ridicat problema asta de multe ori. Nu este normal să deschizi restaurante, centre comerciale. Până la urmă, n-am nimic cu magazinele de bricolaj, dar au funcționat și pe cele mai critice momente ale pandemiei, nu? Și erau pline. Și nu poți deschide stadioanele. Acolo unde ai aer liber, unde poți să ai distanțare socială, poți să respecti foarte și nu deschizi, nu înțeleg. Adică e clar, ori voință, nu poate nimeni să vină să-ți dea o explicație logică de ce nu. Da, să joci cu 30%, să joci cu 20%, chiar cu 40% pe stadioanele astea mari, unde poți să ai și 20 de metri între suport, eu nu știu, și să faci, să organizezi foarte bine atâta timp cât se vor respecta și regulile. De asta reveneam la o finală. Ce ar însemna o finală? Și nu sunteți departe, aveți un meci, nu? Cu Dunărea Călăraș și mai Universitatea Craiova, să spunem. Și echipa să vedem apoi în semifinală cu cine aici este Morsai. Da, cred că ar fi un lucru extraordinar în acest sezon să reușiți să obțineți un cupă. În 2012 a fost ultima cupă luată de Dinamo. Prin prisma dificultății momentului la Dinamo. Da, ar fi un lucru senzațional, atât pentru jucători, cât pentru cei din club și pentru suporteri, nu mai zic. Să încununezi acest final de campionat cu un trofeu ar fi extraordinar în condițiile de față. Da, este, și am văzut imagini de la meciul de cupă cu FCSB-ul. Au reușit să-și ia revanșa băieții tăi, să spun, și să da, îmi pare rău că s-a încercat așa imediat după meci și în zilele de după meci să se știrbească un pic din această victorie, știi? Că, domne, pe cei de la FCSB nu i-a interesat cupa sau au jucat cu o garnitură. Nu, am jucat noi foarte bine, am fost noi determinați. Să nu uităm că și în meciul din campionat Dinamo nu a avut o prestație rea. Deci nu cred că FCSB, nu știu, s-a distrat cu Dinamo meciul din campionat și scorul putea să fie mult, mult, mult mai mare, nu? Am avut inclusiv noi ocazii bune de a marca. Tocmai de aceea spun chestia asta, ar trebui să vedem lucrurile așa cum sunt. Dinamo a câștigat meciul pe merit, în repriza a doua au intrat și jucătorii consacrați sau jucătorii importanți de la FCSB și cu toate astea am reușit să ne puteam desprinde și noi chiar la mai multe goluri. Da, a fost un meci trepet, un meci câștigat de voi cu 1-0, un meci nu pe cât de mult de pe cât ne-am fi dorit să fie el de spectaculos, da, a fost... Nu ai cum. În momentul de față, dacă e să revenim iar la condițiile de joc, temperatură, lipsa spectatorilor, una e să joci cu 10.000 de spectatori la un astfel de meci și una e să joci cu omul de zăpadă în tribună sau mai știu eu cu tine, cu frostii. Sunt la propriu. Mario, o scurtă pauză publicitară și revenim la ultima parte a discuției noastre. Da, am revenit, dragi prieteni, discuții interesante legate de Dinamo alături de managerul sportiv, de Marius Nicolae. Marius, schimbăm un pic așa registrul, pentru că spuneam și la începutul emisiunii, se întâmplă lucruri în jurul nostru, pe lângă ceea ce trăim noi zi de zi. L-am văzut pe Răzvan Lucescu astăzi, încă o dată îi transmitem la mulți ani, 52 de ani pentru antrenorul român la dispărțirea de Al Hilal. A contat foarte mult ceea ce a realizat el acolo, mai ales pentru jucători. A luat titlul, Cupa, Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal. Antrenorii români au avut întotdeauna performanțe, că a fost Cosmin Loroiu, că a fost Laurențiu Reghincamp, iată, a fost Răzvan Lucescu, le-a mers bine până la un moment dat. Și aici dorm pe parte o noapte înainte și se trezesc pe altă parte, știi, și vor să schimbe antrenorul. Se vorbește chiar de o revenire a lui Cosmin Loroiu, pentru că și el s-a despărțit de Jiangsu. Nu știm cât este de adevărat, urmează să vedem. Până atunci i-a pus un antrenor interimar de la echipa de tineret a lui Al Hilal. Și vedem în imagine momentul despărțirii.
Gomis este unul dintre jucătorii și colegii mei mi-au pregătit și mesajul lui pentru Răzvan Lucescu, unul dintre jucătorii alături de care Răzvan a reușit momente foarte frumoase și ține să-i mulțumească pentru tot ceea ce a reușit alături de Răzvan Gomis. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai oferit din punct de vedere sportiv și uman. Am trăit o reală plăcere, întotdeauna îmi voi aminti cu drag de succesele noastre, pasiunea și profesionalismul tău pentru viziunea legată de fotbal. Îi mulțumesc întregului staff pentru profesionalismul adevărat și dorește numai bine lui Răzvan. Este un mesaj pe Twitter, posta de Gomis, în diverse ipostaze, iată. De la o festivitate de premiere, cred că este trofeul cuceririi titlului, probabil momentele petrecute împreună la masă, în fine din meciuri și discuțiile private. Răzvan întotdeauna a reușit să se apropie de jucători și țin minte și momentul său la echipa națională a României. Era o altă atmosferă, este un tip care a știut foarte ușor să facă această conexiune. Am lucrat cu Răzvan o perioadă scurtă, câteva luni la Petrolul Ploiești, dar foarte intensă, să numesc așa. A fost o chimie foarte mare între mine și Răzvan. O colaborare senzațională. Este un om extraordinar și o să-i port un respect și o recunoștință toată viața mea. Nu știu, sunt mândru că am putut să lucrez cu el și ceea ce vedem acum pe ecrane și ceea ce, dacă luați arhiva, asta îl caracterizează pe Răzvan Lucescu, este incredibil. Asta s-a întâmplat și când a plecat din Qatar de la El Jaish. Dacă luați imagine de arhivă, veți vedea că tot așa pleacă de la El Jaish și tot cu tort și cu flori într-un moment. Să luăm imagine de la Skoda Xanthi, unde pleacă tot cu flori și cu lacrimi ale jucătorilor și ale staff-ului. Deci este incredibil, asta spune tot despre Răzvan Lucescu. Un sufletist, un om de o valoare incontestabilă umană și un om care este iubit de vestiar și de toți cei care lucrează și au lucrat cu el. Problema pe care ai ridicat-o mai devreme, din păcate nimeni nu mai are răbdare în ziua de astăzi. Dacă ai văzut și Inter acum câteva zile în tricourile cu litere în chinezești și așa mai departe, totul este legat de bani. Totul este până la bani și atunci nimeni nu mai are răbdare să înțeleagă, să construiască, să vii cu argumente ca antrenor, ca jucător, de ce poate rezultatele au fost bune în numărul câteva luni și sunt acum mai delicate. Nimeni nu mai are răbdare. Și atunci este greu de gestionat. Dacă ne uităm la Răzvan, încearcă să stea cât mai mult pe oriunde a mers și pe unde se duce. Deci nu este genul de om să plece repede de undeva, își dorește continuitate, este are un caracter foarte puternic și este loial și atunci de asta cu siguranță credeți că și la Al-Hilal în vară, după trofeele incredibile și după performanțele avute în vară, nu putea să plece. Avut oferte, sunt sigur de lucru. Și a dorit continuitate și a dorit să rămână, să demonstreze că Al-Hilal poate mai mult. Iată că el a avut dorința asta, dar nu a avut-o și ceilalți. Plus că acolo sunt și alte interese și le știe toată lumea. Se dorește schimbarea antrenorilor mai des, schimbarea jucătorilor mai des, sunt interese ale agenților, ale oamenilor din conducere și atunci e clar că antrenorul întotdeauna sacrificat primul. Da, sunt imagini foarte emoționante și... Ești mândru că ești român când vezi așa ceva. Da, s-am prost cu traducerea pentru că... Da, asta... înțelegem în mare parte tot, dar n-am putea da, să... Da, nu putem să reproducem că este prea devreme. Da, Răzvan reușește să-și imprime felul de a fi și stilul său de antrenor oriunde merge cu rezultate. Îi dorim la mulți ani, exact cum ai spus și tu, sănătate multă și putere să revină cât mai repede. Cred că până la vară va lua o... Da, cred că are nevoie de un puțin respiro. Nu cred că se va grăbi să... Da, pentru că și între PAOK și Al-Hilal nu prea a avut, adică nu a avut pauză. Și eu știam, din discuțiile avute cu el după experiența de la PAOK, că era epuizat.
Deci numai ce a trăit el la PAOK l-a îmbătrânit cu foarte mulți ani, pentru că era o presiune și o tensiune zilnică acolo și iată că și în acea presiune și tensiune... Mai ales dacă patronul are pistol la el. Gândește-te cum este în viața de zi cu zi. Exact. Și are nevoie, e o pauză bine meritată, dar cu siguranță îl vom vedea în vară, poate în Turcia sau poate în Italia. Da, am văzut varianta Parma. Nu știu, se vorbește și de Walter Zenga. Ar fi pentru, dacă mă întreb pe mine, pentru un antrenor român ar fi ideal să prindă un club de nivel european important. Da. Vorbim de echipe de nivel european important și am dat startul și ne bucurăm de faptul că avem din nou Champions League la televizor. Aseară pe LuxSport Plus a fost un meci între Barcelona și Paris Saint-Germain. Pe LuxSport am văzut o altă partidă jucată la Budapesta între Leipzig și și Liverpool. Paris Saint-Germain pur și simplu s-a distrat cu Barcelona. 4-1, era în fine 1-1 la pauză. Mbappé, omul meciului, hat-trick. Messi, deși Barcelona a deschis scorul, Messi pur și simplu greu de văzut pe teren aseară. Și fără un sprijin ofensiv, plus că la Barcelona au fost și absențe importante. Fără să intru prea mult în detalii așa tehnico-tactice, să știi că aceste vremuri pe care le trăim cu pandemie, aceste vremuri au influențat foarte mult fotbalul. Discutăm de fotbal. Și uite ce trist este când vezi tribunele goale, când vezi no cam gol, le spun că afectează foarte mult randamentul jucătorilor și viața de zi cu zi a lor. Gândește că erau obișnuit zi de zi cu suporteri, cu suporteri la baza de antrenament, tot felul de acțiuni, media în care aveai zi de zi comunicare cu suporterii tăi. Nu știu, îți spun că dacă s-ar fi jucat cu stadionul plin, altfel ar fi fost rezultatul. Fără să iau din meritele lui PSG sau... Să nu mă înțeleagă nimeni greșit, dar îți spun, fotbalul este foarte afectat de pandemie și de lipsa suporterilor pe stadion. Da, nu, e mai ales o competiție de genul Champions League este... Este trist, din păcate este trist. Da, nu putem echipa să... Echipa care reușește să se motiveze mult mai bine în astfel de condiții, iată că are câștig de cauză. Vedem surprize la nivel mondial, vedem... și la noi în Liga 1 tot felul de rezultate interesante și atunci a reușit Barcelona data trecută după o înfrângere pe Parc des Princes cu Paris să întoarcă această calificare. Și era de la 4-0 parcă, dacă nu greșesc, 6-1 a fost pe Nou Camp. Acum nu știu dacă putem să mai avem parte de aceeași poveste în Franța în favoarea Barcelonei. Da, da, e destul de greu de revenit. Și vorbeam și de meciul dintre, și ne drag să vedem astfel de jocuri, dar să vedem și două, trei imagini de la Leipzig cu Liverpool. Liverpool după pauză 2-0 a fost suficient pentru Jurgen Klopp să-și asigure în mare parte calificarea către sferturile Champions League. Salah 1-0, minutul 53 și a urmat și golul de 2-0 suficient pentru... Într-un timp relativ scurt, dacă ne uităm, au fost două greșeli în apărare. Da, greșeli. Sané, 2-0, băieții de gol ai lui Liverpool. Un meci repet la Budapesta, pe Ferenc Puskás și transmisiunile de astăzi, pentru că, așa cum vă spuneam, urmează o altă seară de Champions League. Porto, Juventus, LuxSport Plus, ora 22, Sevilla, Dortmund, ora 22 pe LuxSport, iată un meci din Franța, Marseille cu Nice, LuxSport 2, 22 aceeași oră. Începem ziua cu un meci de handbal, Paris Saint-Germain, iată are varianta și a handbalului la nivel european și un meci din La Liga, Levante, Atletico Madrid, echipa care din punctul multor de vedere pare favorită la câștigarea trofeului în primera 20 și încă un meci de handbal, LuxSport 3 cu Barcelona din nou. Ok, aceasta a fost emisiunea dimineții. Mulțumesc mult lui Marius Nicolae pentru prezență. Multe lucruri interesante pe care puteți să le urmăriți pe site-ul nostru și în jurnalele noastre de sport ale zilei. Mâine Mihai Covaliu, președintele CEOSR, va fi prezent în studioul emisiunii noastre la LuxSport Live pentru a discuta multe lucruri, pentru că bate la ușă
Olimpiada de la Tokyo în acest an și sunt multe lucruri pe care vreau să le discutăm împreună pentru dumneavoastră. Să aveți o zi agreabilă! Yeah, yeah.